v-am promis, venim cu trei povești create de e-commerce din nișe diferite, unde oamenii fac lucruri cele mai fane lucruri. Așa că o să fie una dintre cele de la Jennifer. Hai să o încurajăm pentru că ea vorbește pentru prima dată în public. Nu este nici specialist. Este o persoană care face timp de pasiune și a transformat pasiunea business și o să vă spună niște povești minunate și cum a ajuns ea la 700 de comenzi pe lună. Mulțumesc!